Am revenit în direct la Legile Afacerilor. Sunt Andrei Crista, vă spun și eu bună seara. Apropo de ce vă informa Alexandra la debutul ediției, vom reveni săptămâna următoare cu detalii despre desfășurarea celui mai important eveniment găzduit vreodată de profesia de legal din România, International Bar Association Leadership Meeting. Teme de discuție, derularea celor 3 zile de conferință, nivelul excepțional al manifestării fac din ea momentul zero al recunoașterii avocaturii naționale ca partener strategic de prim rang în contextul juridic deloc simplu la nivel mondial. Evident că acest lucru nu ar fi fost posibil fără coordonarea unei echipe de oameni dedicați și pe alocuri încăpățânați, conduse de decanul Barului București, domnul Aurel Ciobanu. Partenerii Legal Marketing îl pot vedea și asculta mâine seară la evenimentul Sparkling Networking, unde accesul le este rezervat lor, ca fiind partea celei mai importante, frumoase și apropiate comunități de legal business din România, cea a liderilor pe care încrederea și continuitatea i-au adus împreună cu noi în acest parteneriat. Astăzi, unul dintre cele mai importante directoare mondiale de legal, Legal 500, fondat în 1987 la Londra, acolo unde Big Ben dă încă ora exactă în avocatura mondială, a publicat clasamentele pe 2024. Pe area de practică refuzată de Chambers White Collar, Legal 500 reflectă o zonă extrem de dinamică a avocaturii de business naționale. Direct de pe prima poziție a ierarhiei vine astăzi la Legile Afacerilor Mădălin Enache, senior partner Enache Pârte. Bună seara! Seara bună, Mădălin. Așadar, astăzi reconfirmați pe Legal 500, acolo unde de niște ani buni? Da, din 2015 e area aceasta de practică. Știu că am fost unul dintre promotorii ideii de white collar crime ca și secțiune la Legal 500. De la început am fost în Tier 1. Așa este. Ulterior am rămas în vârf. Și asta este, din punctul meu de vedere, o confirmare. Noi ne știm cine suntem, știm ce facem, știm ce reușim. Mai departe, evident, sunt chestiuni care țin de diferite interpretări, analize, interpretări, scoring-uri sau punctaje. Voi pe site-ul vostru îi spuneți business crime, nu îi spuneți white collar crime. Da, dacă vrei poți să-ți povestesc, sunt autorul acestei idei. Din punctul meu de vedere, white collar... E un pic în altă zonă. Da, e un pic despre altceva și cred că business crime reflectă mult mai bine ceea ce facem. Chiar dacă recunosc că nu-mi place în mod deosebit terminologia românească de drept penal al afacerilor, că este dreptul afacerilor cu componentă penală, adică nu cred că secvența cuvintelor reflectă cu adevărat ceea ce face un avocat de business crime, noi sigur asta facem. Cel puțin din punctul nostru de vedere suntem la nivelul la care se face avocatură de business crime, așa cum spuneai și tu, de la Londra până oriunde în altă parte, în Europa sau chiar și în lume. Bun, și dacă se face avocatură de business crime, white collar, cum vrei să-i zici, de la Big Ben până la Bruxelles și înapoi în România, de ce cel mai important director mondial de legal crezi că încă nu pune aria asta de practică pe hartă? Recunosc că nu m-am gândit să le propun asta. E cumva de la specie la gen sau de la gen la specie, nu știu ce să spun. Din punctul meu de vedere, ce este important dincolo de nume este că se întâmplă un astfel de clasament în România, pentru că el nu se întâmplă în toate țările, așa cum știi foarte bine. Corect. Și asta înseamnă, în primul rând, că în România este o arie de drept extrem de importantă. Dovada faptului că foarte multe firme care altfel se denumesc generaliste și-au inventat sau creat astfel de departamente. Pe de altă parte, și amploarea dosarelor sau și amploarea proiectelor din această zonă, pentru că e din ce în ce mai puțin despre dosare și devine despre proiecte, a generat nevoia unui astfel de clasament care e total distinct de cel de litigation. Voi v-ați asumat nișat? Sau, mă rog, una din cele două nișe pe care le marketați ca fiind astfel în toată comunicarea voastră este business crime. Voi v-ați asumat treaba asta? Mai sunt firme de nivel mediu, să spunem, cum sunteți și voi pentru piața din România, care joacă totul pe această carte. Așa cum spuneai și tu, însă, în firmele mari, deși au departamente pe care le marketează ca fiind de white collar, nu acced pe tier-urile cele mai înalte, ale Legal 500, el fiind singurul care face acest ranking. Da, sunt într-o mare măsură de acord cu topul publicat astăzi. Cred că reflectă mai bine anumite realități din piața de white collar și nu o să mă refer decât strict la aceasta. Pe de altă parte, acolo vom găsi
exact ceea ce tu spui, această oarecare împărțire. Mai regăsim în Tier 1 încă două nume, aș putea să spun, care fac, da, nu doar penal. Corect. Așa cum suntem și noi, dar e o piață care necesită o specializare deosebită. Este extrem de dificil pentru un avocat de litigii să facă penal, de litigii civile comerciale să, corect, facă penal. Așa cum ulterior, mie cel puțin mi s-a părut mult mai ușor să fac și altceva decât criminal, respectiv partea de consultanță de business în sensul prevenției, în sensul compliance-ului sau chiar și în sens de dezvoltare de business, pentru că mi-a plăcut să fac și acest lucru motivat de proiectele clienților noștri. Dar da, e o nișă foarte specializată. Noi nu jucăm neapărat doar această carte și, așa cum știu că o să discutăm puțin mai târziu, sper să avem un pic de timp, noua noastră identitate, și vizuală, dar și, să zic așa, reflectă mult mai bine ADN-ul nostru. Suntem și vrem să fim nu doar business crime, ci și business law. Suntem și business law, suntem într-o mare măsură business law, suntem mândri cu niște proiecte fantastice. Din păcate, cele mai frumoase nu le pot, pe cele mai frumoase nu le pot dezvălui încă, dar e o zonă în care ne-am dezvoltat tocmai pentru că piața de business crime este nu dificilă pentru cei care știu cu adevărat să o gestioneze, dar este a avut o perioadă de recul. Așa este. Ceea ce ne-a dat ocazia să ne reinventăm inclusiv noi pe noi înșine. Vorbeai de noua identitate vizuală. Voi ați făcut niște pași, sau altfel spus, ați urcat niște scări. Pentru că noua voastră identitate vizuală la Enache Pirta despre asta este. Despre a urca niște scări, despre a accede la următorul nivel, de fapt. Da? Am văzut că inclusiv, dacă vrei, ședințele foto și pozele tale și pozele Simonei Pirtea reflectă această nouă identitate vizuală. Voi sunteți într-o ascensiune. Da. Ce vă dă, care e combustibilul care vă dă vouă această ascensiune, Mădălin? E foarte dificil. Uneori mi se pare că vorbesc ca bătrânii pe vremea mea și eu așa cred că ar trebui să fie profesia asta. Deși mă apropii ușurel și cu pași repezi de 20 de ani de practică. Dar combustibilul pe care o să vorbesc doar de cel personal, cred că seamănă într-o mare măsură sau este într-o mare măsură același și al Simonei, dar aș vrea să vorbesc doar despre mine sau băieții mei, cum le zic, este dorința de a ajuta. Știu că pare un clișeu, chiar de curând am avut o contradicție într-o instanță de judecată despre dorința de a ajuta și evident replicile contra opinienților noștri din Ministerul Public, că să vorbim pe bune și să vorbim despre onorarii. Nu, e chiar despre dorința de a ajuta și când vezi că ceea ce faci ajută oameni, când vezi că ceea ce faci schimbă vieți, când vezi că ceea ce faci ajută businessurile să crească sau ajută businessurile să devină mai sănătoase, e o satisfacție în ea însă. Și iar Tier 1 în Legal 500 e, dacă îmi permit să spun, e o zi frumoasă, dar mâine, poi mâine, bun, deja din seara asta pot să spun, back to work. Faceți și voi ca la fotbal. În seara asta bem, sărbătorim, de mâine ne întoarcem la antrenament. Mă rog. Da, cam așa. Nu e doar un Tier 1, e cum ai spus tu la începutul ediției, sunt multe Tier 1 care s-au adunat în dreptul vostru acolo. Am înțeles ce mi-ai spus. Eu credeam că o să încep cu pasiunea. Nu știu de ce aveam așa un feeling că atât cât te cunosc eu o să încep spunând despre pasiune. Cumva ai spus despre pasiune și nu despre bani. Asta e clar. În afară de asta, sigur, contează și clienții. Contează mandatele. Cum ai spus tu, nu prea mai e despre mandate, ci e despre proiecte mai nou. În tot ce faceți voi, contează și asta. Care e drive-ul vostru de creștere? Ce v-ați propus? Voi ați plecat acum mai bine de 10 ani la drum, nu? Da. Da, sunt mulți ani, firma noastră e din 2017. Exact. Deci sunt mai mult de 10 ani de când ați plecat la drum. Mă refeream la taierurile care, să spunem, da, că e o recunoaștere, da, sunt 9 ani de atunci. Bun. Da. Cum ați crescut în tot acest timp? Ați crezut acum, hai să luăm acești 9 ani, când ați fost recunoscuți ca atare, ca fiind un lider pe zona asta
business crime, white collar, spune cum vrei. Cum vă gândeați că o să creșteți în acest fel, până la, nu știu, mai mulți oameni, o nouă identitate vizuală, mai multe portofolii, altfel de portofolii, proiecte? Când stai la masă cu nume mari sau uriașe din business-ul național sau mondial, e foarte ușor să crezi. Pentru că vezi, ai lângă tine exemplele. Când stai la masă cu cei mai importanți antreprenori din România, în Romanian Business Leaders, vezi ce înseamnă succesul, vezi ce înseamnă rețeta unui business făcut cum trebuie sau cu sincope, dar făcut înspre o idee, făcut de la o idee și dus în fapt. Simona este în conducerea Romanian Business Leaders. Tocmai aceste elemente ne-au făcut să ne dăm seama că vrem, uh-huh, să fim acolo. Uh-huh. Prima oară mi-aduc și aminte acum când am fost la Londra, era din postura de proaspăt partener, dar eram efectiv, nu speriat, am fost prima oară la DNA, dar recunosc. Dar e cu totul și cu totul altceva. Uh-huh. Și când vezi acel mediu, când vezi acei oameni, când vezi acele proiecte, ai două variante. Alegi, cum îmi place mie să spun, chiar dacă e din fotbal și poate nu e foarte așa formal, alegi să joci în Champions League sau alegi să joci în orice altă ligă. Ne-a plăcut foarte mult să jucăm în Champions League, am muncit foarte mult ca să jucăm în Champions League și îmi place să cred că jucăm în Champions League. Da, știi că era expresia acolo, stați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor, apropo de... Nu știu cine s-a pregătit, noi dincolo de... Evident, e o pregătire continuă și nu vorbesc de formare profesională. E o muncă continuă, trebuie în continuu să faci lucruri, să crești tu ca om și să crești tu ca firmă. Și de aceea ne-am și mărit echipa, de aceea am adus lângă noi oameni pe care i-am ales, pentru că e foarte important, și pun foarte mult accentul pe acest cuvânt oameni, ceea ce face foarte grea în general recrutarea pentru noi. Cât de greu e să găsești oameni, mai ales oameni nișați? Și mai ales nișați? O să se supere jumătate din avocatura, cel puțin bucureșteană. E foarte dificil să alegi oameni pentru că sunt... era o vorbă, mulți chemați, puțin aleși. Uh-huh. Sunt foarte mulți avocați, dar sunt puțini avocați. Și pasiunea sau dorința sau eu îi spun strălucirea din ochi. Atunci când vorbești cu un avocat la un interviu, e foarte ușor să-ți dai seama dacă faci acest lucru 9 to 5, vorba britanicului, sau oricât ar fi orele acelea. Da, da, da. Sau face că vrea să fie cu adevărat cineva și nu neapărat pentru recunoaștere externă. Nu e vorba neapărat despre orgoliu, este vorba despre satisfacția reușitei personale, care cred că este drive-ul cel mai important pentru oricare dintre noi. Dacă tu nu vrei să excelezi, e foarte dificil ca eu să te conving să excelezi. Ai interviuri în mod constant? Da, avem interviuri în mod constant. Ține de multe circumstanțe. În ultima vreme n-am mai avut pe criminal, spre exemplu. Am avut pe partea de business, unde ne-am dezvoltat mai intensiv echipa, venim foarte multe proiecte și chiar și acum avem două posturi, unul de business law, unul de business crime. Dar e dificil, pe nișa de business crime e foarte greu să găsești oameni formați. Corect. Asta înseamnă să iei din alte firme unde poate au crescut în mediul pe care tu ți-l dorești. Sau nu, și aici e o mare problemă. Uh-huh. Și al doilea lucru, pentru că, în fine, business crime în România e de foarte multe ori făcut în structuri foarte mici, atomizate. Uh-huh. Modelul francez este cel care primează mentalitatea corporativă, să zic așa, și nu neapărat că am fi noi vreo mega corporație avocațială, dar e diferit. Când lucrezi cu clienți corporate, trebuie tu să ai un mindset corporate. Și e greu dacă ai un alt tip de mindset. Dar, pe de altă parte, în zona de business crime contează foarte mult omul. E despre încredere 1000%, nu 100%. Și ca atare nu e neapărat încrederea pe care eu investesc partenerul meu din departament sau colegul meu din departament că va rezolva ceea ce are de rezolvat. E vorba despre încrederea pe care clientul o pune în noi să-l ajutăm. De la onestitatea unei discuții cu toate cărțile pe masă, cu bune și rele, până la
orice ține de psihologie, de familie lui, de viața lui și în general de business-urile lui. Da, ca tare e greu, e foarte greu să găsești, în primul rând, oameni. Asta e ceea ce spun. Sunt foarte mulți avocați, dar mai puțini oameni. Mădălin, crezi că White Color este partea asta, nișa acestei avocaturi de business, în care contează cel mai mult relația umană dintre avocat și client? Fără relație umană, iertat-mi fie, eu încă n-am reușit să iau clienți fără relație umană. Okay. Au venit clienți, am făcut și noi beauty contests în diferite proiecte mari, dar nu le-am câștigat scriind 3 rânduri într-un mail sau trimițând o prezentare făcută frumos, colorată sau bine scris. Nu, i-am câștigat discutând cu oamenii respectivi și văzând la noi ceea ce eu le spun tuturor și apreciez enorm acea clipire din ochi. Când văd că o persoană discută cu mine despre ceea ce vrea să salveze sau să protejeze sau despre problema lui și văd că există acel ceva în plus, nu știu. Da, da, așa cum și noi oferim acel extra mile de pe atunci putem să lucrăm. Atunci putem să colaborăm. Cum s-a schimbat peisajul? Am înțeles cum ați crescut voi. Foarte bine că mi-ai spus de acel extra mile și pe enachepirtea.ro. Telespectatorii Profit News TV pot vedea ceea ce înseamnă identitatea voastră corporei și vizuală. Cum a crescut wow în acest moment pe ecran? Pe ecran, și asta încercam chiar să sugerez. Cum s-a schimbat peisajul de lângă avocații? Adică cum sunteți voi percepuți, avocații de White Collar sau de Business Crime, în peisajul juridic actual românesc? Parte integrantă. Și aici este meritul și firmelor mari că s-au aplecat spre această zonă și mi-aduc aminte pe vremuri atunci când colaboram cu una dintre firmele din top 3 la momentul respectiv într-o firmă mai mică. Acea firmă din top 3, deși oferea servicii fulls integrate, nu avea tocmai zona de criminal pentru că era mai puțin prizabilă din anumite motive, de oportunitate de cele mai multe ori. La fel cum mi-aduc aminte că la petrecerile corporate din cealaltă firmă din top 3 la care participam, evenimentele corporate și interne, clienții de penal erau mai puțin invitați sau un număr mai mic. Dar dincolo de asta, cum a evoluat? Suntem parte din business. De aceea mi se pare foarte relevant să-i spui business crime. Fie că e business crime că pățești ceva tu și trebuie să te aperi, fie că e business crime că ești acuzat de ceva și trebuie să te aperi. Este despre business și de aceea cred că accentul este pe acest cuvânt. Este despre nimeni în ziua de astăzi nu mai este doar un om. Fiecare are o afacere, fiecare are un job. Pentru el și funcționar public să fie, ăla este business. Cei care ajung la voi cu siguranță au așa ceva. Da, în mare, foarte mare măsură cam despre asta discutăm. Exact. Ați crescut până la ajunge la mărimea care vă face astăzi o firmă medie și una dintre pionierele pe această zonă, cum am spus. Cum vezi viitorul la Enache Pirte? Adică la ce vă gândiți voi când vă gândiți cum o să fie peste 5 ani, să zicem? Bine, depinde mult de context. Elimină-l. Da, o să trec peste, nu știu cum e, era un banc pe vremuri, a venit pandemia și ne-a dat o smetie de ne-a trântit pe toți. Așa. E, din punctul meu de vedere, este o creștere care va fi, din punctul meu de vedere, relativ cursivă. Eu n-am pus niciodată foarte mare accent pe financials-urile firmei. Putem să ne dăm cu o creștere de 25% pe anul trecut, dar nu despre asta ar trebui să fie vorba. Adică nu e vorba despre financials. Pentru mine e mult mai important despre calitatea serviciilor, e mult mai important despre calitatea clienților, despre calitatea proiectelor pe care le gestionăm, despre impactul pe care aceste proiecte le au. Da, unde ne văd, dacă asta n-ar, dacă asta nu s-ar reflecta și în financial, ar fi o problemă. Da, bun, asta însemna că ar trebui să ne dăm demisia și Simona și eu, mai degrabă eu probabil, dar asta e altă discuție. Da, e foarte simplu, n-am vrut și nu cred că vom vrea vreodată să fim vreo firmă mai mult decât medie, sau indiferent ce înseamnă asta pentru România, în fine, avem un pic alte repere. O firmă medie care își face treaba de 20 de oameni. Care își face treaba foarte bine și în care un client vorbește cu oricine din firma aia și vorbește la fel și fiecare știe foarte bine ce are de făcut și chiar dacă e vorba despre Simona, Mădălin sau Adi sau oricare dintre colegii noștri, nu e vorba despre
cei mai mici dintre colegii noștri, așa cum din păcate se întâmplă de multe ori, și uite așa ajung clienții la noi că... Că sunteți... Avem un hands-on approach. Un hands-on approach, mai ales tu și Simona și, mă rog, sau Adi, vă știe lume. Bun, am înțeles. Pune-mi pe final de ediție așa, dacă tu crezi că există un moment în care avocatura din România se va cristaliza și mai mult. Adică tu te-ai gândit vreodată, asta era de fapt întrebarea, încercam să o colesc, să o pun foarte direct așa, tu te-ai gândit vreodată să vă integrați într-o firmă mare? Nu știu dacă ne-am gândit în mod activ. Ce știu este că n-am făcut-o în mod activ, să zic că am căutat să mă aliez cu o firmă mare. Cunosc niște povești din avocatura românească și știu cum s-au întâmplat niște intrări, știu cum s-au întâmplat și niște ieșiri. Așa este. Pentru mine este mult mai important nu numele societății noastre, ci calitatea serviciului pe care o oferim. Că ne cheamă Enache Pirte astăzi, că poate mâine o să ne cheme, nu știu, you name it, Jones Day, așa, e mai puțin important. Într-adevăr, un astfel de nume te obligă, poate chiar mai mult. Dar știu foarte multe povești din firmele care au nume străine și știm mulți dintre noi că trăim în această piață de mulți ani. Și nu e tocmai despre asta. Oamenii vin până la urmă la un avocat și inclusiv în zona de business, tot mai mult vin pentru oamenii de acolo și pentru cum sunt tratați, cum se simt ajutați. Ceea ce nu mai e doar relația, despre numele mari din ceea piața avocatului. Ceea ce spuneai tu, relația personală, nu mai e despre Antet, cum se spunea la un moment dat. Mădălin Enache, senior partner, Enache Pirtea, mulțumesc pentru prezența la Legile Afacerilor. Mi-o doresc repetată, doresc să creșteți. Țineți-vă bine penișa suntem, voastră. Suntem acolo. Și la 10 ani de Legal 500 ați putea să faceți un pic de tam-tam. Aceasta a fost Legile Afacerilor din această seară, această ediție specială. Mulțumesc pentru atenție. Ne revedem miercuri viitoare. Seri faine. La revedere.